Papar, noi dezvăluiri despre noaptea în care Vlad Pascu a produs accidentul în urma căruia au murit doi tineri. Potrivit unor surse, Mihai Pascu l-ar fi asigurat atunci pe fiul lui că nu o să ia nimeni permisul, deși a fost prins beat la volan. Domnul Pascu, banii aici nu mai au valoare. Banii. Nu puteți să cumpărați. Pe toată lumea! Potrivit unor martori citați de jurnaliștii de la Adevărul, în noaptea în care fiul său se plimba cu mașina încărcată de tineri în vama veche, Mihai Pascu a petrecut cu mai mulți prieteni la un restaurant din Techir Ghiol. A stat acolo toată noaptea și a consumat cantități mari de alcool împreună cu prietenii săi, susțin martorii, iar în jurul orei două, când Vlad Pascu a fost oprit de poliție, a primit un telefon, cel mai probabil de la fiul său, iar discuția a fost una halucinantă. Lasă, tată, că o să dau eu un telefon cuiva. Nu-ți ia nimeni permisul. O să-ți ceară scuze polițistul la că te-a oprit, a spus Mihai Pascu potrivit surselor. A dat sau nu telefonul, nu se știe. Cert este însă că, doar câteva zeci de minute mai târziu, doi oameni mureau zdrobiți sub mașina condusă de Vlad Pascu, care s-ar fi îndreptat chiar spre Techirghiol să se întâlnească cu tatăl său venit la audieri, tatăl Beizadelei nu pare să aibă însă vreo remușcare. Ba chiar a fost fotografiat râzând în hohote în sediul de icot.